La începutul lunii august a fost finalizată procedura de afiliere și înscriere în campionatul național ediția 2017-2018 a echipei de basket în Liga 1 Seniori. Acum echipa are și antrenori, urmând ca în perioada următoare să se stabilească și jucătorii. A avut loc o ședință a Consiliului de Administrație prin care am hotărât componența echipei, am stabilit că lotul va fi compus din 16 persoane, din 16 jucători. Totodată s-a stabilit și componența staffului tehnic, și anume antrenor principal domnul Emil Costelnic, antrenor secund Alin Pop și masior Bota. În ceea ce privește echipa, reprezentantul Clubului Sportiv Municipal Sighet, George Opriș, a precizat că CSM și-ar dori să aducă și doi jucători americani. Conform ceea ce ne-am pus în cap, echipa din Sighetul Marmației vrea să se identifice cu Sighetul Marmației, de dovadă vor fi 7-8 jucători din Sighetul Marmației, urmând să completăm lotul cu 6 jucători din afara municipiului Sighetul Marmației. Sperăm să reușim să aducem și doi jucători americani la echipa. Reprezentanții clubului sighetan speră ca până la începutul lunii septembrie să fie definitivat lotul.